Un seism cu magnitudine de 5,5 pe Richter produs în munții Vrancea la curbura Carpaților a fost resimțit duminică dimineață și în țara noastră, inclusiv în Chișinău. Deși a avut o intensitate mai mică de 5,1 grade pe Richter, acesta a fost cel mai puternic cutremur din ultimii 4 ani. Din fericire, nu s-au înregistrat pagube. Cutremurul s-a produs la ora 4:37 de minute în Vrancea, la o adâncime de aproape 140 de kilometri. În Moldova, sismul a avut o intensitate de 5,1 pe Richter și a fost resimțit în sudul și în centrul țării. Am simțit foarte bine, Și m-am speriat puțin, dar m-am liniștit, m-am calmat, am stat așa, n-am fugit nicăieri. Fără 25 undeva, eu eram treaz când a început cu tremurul. Și când i-o dat, țip odată soția. Colea! Eu zic, șez liniștită, nu fă panică, îi cu tremur. N-ai greșeli în fața lui șar de sus, n-ai furat, n-ai ușit, n-ai făcut lucruri rele. Roagă-te frumos și ai să fii salvat. M-a clătinat foarte bine și m-am uitat împrejur, parcă nu s-aude nică, parcă nu s-aud câinii lătrând, că înseamnă că de acum o să fie liniște. Și m-am culcat de mult. Eu dintre am auzit un vuiet, nu știu, și apoi s-a început cu tremur. Eu m-am trezit din vuiet mare. Nu prea l-am simțit. Ne-am culcat cu jumătate de oră să fie cu tremurul. Și de asta n-am avut cum să-l simțim. Și am gustat cam mult atunci. Specialiștii de la Centrul de Seismologie susțin că a fost un cutremur moderat. Mulți s-au trezit din somn, au simțit o singură zguduitură, iar cei care nu dormeau au simțit două, adică prima undă și a doua undă a seismului. Cu toate acestea, nu avem motive de îngrijorare, spun specialiștii, potrivit cărora în zona seismică Vrancea nu există riscul producerii unui cutremur cu magnitudine mai mare de 7,5 pe scara Richter, iar un seism mai puternic decât cel de săptămâna trecută este exclus până în 2040. În plus, cercetătorii lucrează în prezent la crearea unui sistem de avertizare seismică în timp real. Mi-ar permite să emitem un sistem de alarmă cu 40 secunde până la sosirea undei distrugătoare din zona Vrancea la Chișinău. Deci acest sistem va fi utilizat pentru aeroport, calea ferată, sistemul de declanșare, de stopare a gazelor. Anul acesta, în zona Vrancea, s-au mai produs 6 cutremure cu magnitudinea de cel puțin 4 grade. În schimb, numai în ultimele 2 săptămâni, în Galați s-au resimțit peste 30 de cutremure, de peste 2,5 grade pe scara Richter. Mișcarea intensă a pământului a stârnit îngrijorarea experților din România, care se tem că seismele ar putea fi urmate de alunecări de teren în regiunea Galați. Cel mai puternic seism resimțit în Republica Moldova de 7,5 grade a avut loc în 1802, spun specialiștii. Un cutremur de 7,4 grade s-a produs în 1940. Teritoriul țării noastre a mai fost zguduit în 1977 de un cutremur de 7,2 grade, iar în 1986 s-a produs un seism de 7,0 grade. În 2004 a fost resimțit un alt cutremur cu magnitudinea de 6 grade.